Iată, după aproximativ 5 zile de la unificarea acestei colonii, e timpul să scoatem diafragmele cu sit antivaroa și a lăsa albina să comunice. Astfel facem unificarea dintre cele două unități biologice. O să vă arăt exact cum procedez. Deci în partea din față a fost roiul pe care l-am extins de data aceasta. Iar acum voi îndepărta grila de unificare. Vedem dacă se vede bine. Se vede bine. O să vă arăt exact în procent. Iată. Aici a mai rămas albinele care nu mai aveau nicio șansă de a mai produce ceva. Îndepărtăm ramele. Nu mai au mătcuță, nu mai au nimic, nici celule cu albine, ramele sunt goale. Mierea a fost extrasă. Și acum unificăm această cantitate de albină cu colonia de bază. Apropiem și aici ramele. Și astfel am reușit să țin colonia fără a intra în friguri, să producă miere. Din păcate n-a produs matcă, dar nu e nicio problemă, fiindcă scopul era să culegem un pic de miere. Iată, îndepărtăm această grilă, iată cum stă albina păsită. Ea transmite feromonii reginei prin această grilă și comunică cu albina din partea cealaltă. Și astfel se face unificarea foarte ușor. Acum am terminat, apropiem ramele fără riscul de a pierde vreo matcă și fără riscul de a se omoră albina întreia, cel mai important. Acum aducem diafragma, închidem și cam asta este la această colonie. Simplu și eficient. Vă mai arăt încă unul la care tot așa am procedat. Iată, trecem și la următorul care a fost unificat și tot așa. O să procedăm. Aici avem roiul cu matca. Roiul rezultat în urma izolării măcilor. Nu-și mai avea rostul să mai continuu cu botcă, fiindcă deja albina a trăit 45-60 de zile în aceste nuclee și de acum s-a cam terminat viața ei. O să mai trăiască, să zic, 30 de zile, fiindcă n-a crescut puiet și acum
dacă vor crește, se vor stinge repede și atunci sper să mai câștig măcar o ramă cu puiet de la ele. Adică să îngrijească ele o ramă de puiet. Iată așa. În mare parte vor deveni culegătoare și mai aduce apă, mai aduce un pic de polen. Dar valoarea lor deja este foarte mică. Acum procedăm exact și ca la vecinul. Strângem ramele care sunt după. Scoatem diafragma. Este un pic mai greu. Să facem un spațiu mai larg. Așa, iată și aici vedeți cum stă albina pe această sită. Deci ele comunică cu celelalte din partea opusă și își fac schimbul de miros, schimb de hrană și astfel se întinde feromonul măcii de la o unitate biologică la cealaltă. Deci nu mai avem de ce să ne facem griji în privința unificării. Apropiem ramele și asta este tot. În acest procedeu se poate unifica orice. Nucleu, familii cu familii, ce doriți dumneavoastră. Numai să nu aveți două măci în stup. Bun. La fel, acoperim și avem o colonie destul de mare. Grila ne trebuie, folosim în altă parte și cam asta este. Bun, până la următorul filmuleț, numai bine și sănătate la toată lumea. Asta acoperim, închidem. Asta e tot.